numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule Maior, domnule Capitan, doamnă psiholog și iubiți frați și surori, împreună rugători, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru ziua aceasta frumoasă cu iz primăvăratic pe care Dumnezeu ne-o oferă în dar, prilej cu care ne adunăm, așa cum îmi place să subliniez, în jurul potirului duminical pentru a ne bucura de întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Biserica rânduiește ca să intrăm într-o altfel de perioadă, o perioadă liturgică poate cea mai psihologică dintre toate perioadele, întrucât în perioada aceasta, care poartă numele Triodului, nume care vine de la o particularitate a canoanelor care se citesc în cadrul Utreniei, triode, adică trei cântări, perioadă care, vă spuneam, ne revendică întreaga psihologie umană. Dacă vreți, ne vom însoți pe parcursul acestei perioade, care ne pregătește în primele trei săptămâni o pregătire perceptivă și mai apoi intrarea efectivă în postul Paștelui, ne pregătește epopeea noastră spirituală care trebuie să ajungă la înviere. Gândul acesta este un gând extrem de important. De ce? Pentru că trebuie să-L însoțim pe Hristos pe întregul parcurs al pătimirilor sale, parcurs care este într-o primă instanță, vă spuneam, unul psihologic. De ce? Pentru că noi ne luptăm în mintea noastră cu această patologie, dacă vreți, sau cu această urmă a păcatului, așa cum o subliniază Apostolul Pavel în Epistola către Romani, răsplata pentru păcat este moartea. Deci ca să ajungem la înviere, trebuie să înțelegem de ce trebuie să înviem și mai apoi să încercăm să întrezărim răspunsul la această întrebare capitală pentru gândirea umană, de ce murim. Asta pentru că gândul la moarte și conștientizarea morții sunt căi spirituale prin care noi, culmea, potențăm viața. Și dacă vorbim despre viață și despre latura aceasta psihologică, care ne revendică pe fiecare dintre noi, iată că Biserica pune în fața acestei duminici, prima din triod, una dintre cele mai interesante pilde pe care Mântuitorul nostru Iisus le-a rostit într-o cheie didactică, așa cum ne învață. El este învățătorul suprem. Ori ca învățător, el își expune într-o manieră rațională învățătura sa. E bine, pilda aceasta e, dacă vreți, demnă de un scenariu al unei piese de teatru religioase. Îi găsim în templu, așa cum suntem adunați noi, pe cele două personaje ale pildei noastre, personaje care, din toate punctele de vedere, sunt antagonice. Vameșul, care era echivalentul acestui paria din societatea ebraică, nu voi insista acum, am spus în alte rânduri, faptul că ei erau foarte urâți pentru că trebuiau să adune taxele și birul pe care Imperiul Roman îl pretindea și de multe ori ei erau extrem de corupți, luând din banii care se colectau, făcându-și astfel averi ilicite. Și, evident, un fariseu. Fariseii erau, am spune noi, în topul societății arhaice iudaice, pentru că ei împlineau într-o manieră extrem de vizibilă toată legea, cu toate prescripțiile publice ale unui cult, am spune noi, interior. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că cultul privat devenea într-o manieră agresivă pentru acești farisei, vizibil sau public. Astfel că ei, Mântuitorul îi va ataca de foarte multe ori, de fapt va deschide un război cu ei, criticând sau amendând ipocrizia, falsitatea de care dădeau dovadă, pentru că ei nu făceau altceva decât să aplice doar de ochii lumii aceste prescripții care aveau sens într-o manieră intimă, personală. Deci iată, vă spuneam înainte, două personaje extrem de diferite prin simbolismul pe care acestea îl reprezintă, dar și prin modul lor de operare mistic. Asta pentru că scenaristul nostru, adică Iisus, ne prezintă sistemele lor de gândire.
Evanghelia o găsim în capitolul 18, în varianta Evangheliei de la Luca, variantă pe care vă îndemn ca să o preluați acasă pentru a putea să ne scufundăm mai bine mintea în textul inspirat, în textul dumnezeiesc. Și este foarte important, fariseul stând așa, se ruga zicând: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș, pe care evident îl vedea rugându-se. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeceală din toate câte câștig. Aceasta este rugăciunea vameșului. Este rugăciunea fariseului, mă iertați. Am putea spune că, la o analiză superficială, nu este neapărat un model foarte greșit de rugăciune, întrucât menirea fariseului era aceea de a aplica în viață, la limită, prescripțiile legii vechi. Însă ce este important este faptul că în actul său de rugăciune, el devine propria structură autoreferențială. Adică, el se ia pe sine drept exemplu. Această satisfacție pe care o are el, această împlinire, între ghilimele, de care el dă dovadă în templu, este exact vina lui cea mai mare. În sensul în care el se distanțează, se detașează de ceilalți oameni, arătând că el nu este așa și că el este îndreptățit ca să primească mântuirea și salvarea. De parcă Dumnezeu nu ar ști până și numărul perilor capului nostru, era necesar în gândirea lui ca să vină cu lămuriri, ca să vină cu îndreptățiri. Asta doar ca să-și autentifice sistemul său de valori. Repet, îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca ceilalți oameni. Ei bine, rugăciunea aceasta, de multe ori să știți că, fără să ne dăm seama, rugăciunea fariseului, o reprezentăm la nivel psihologic și noi oamenii, chiar și noi ortodoxi. De multe ori ne batem cu pumnul în piept în fața altor denominațiuni creștine, spunând că noi avem adevărul și că doar noi ne mântuim și că, sigur, pentru noi lucrurile sunt gata rezolvate. Nu e deloc așa. Nu e deloc așa. Este important, vedeți, să avem această smerenie, această modestie care ne va urma ca metodă pedagogică pe întregul parcurs al acestei perioade liturgice a triodului. De cealaltă parte, vameșul, acest om vinovat, acest om care avea conștiința încărcată, ne aducem aminte de acum câteva săptămâni de episodul cu Zaheu, care face o mărturisire extraordinară în fața lui Iisus, stând departe. Deci dacă unul stătea în proximitatea templului, cotindu-se vrednic, mulțumindu-i lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni, acesta stătea departe. Deci inclusiv din perspectiva acestei geografii spirituale, ne dăm seama de metoda care este demnă de apreciat a acestui vameș. Nu voia nici ochii să-i ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, milostiv, fi mie păcătosului. Această afirmație, Dumnezeule, milostiv, fi mie păcătosului, ne va însoți și ne însoțește bună oară la fiecare slujbă pe care noi o săvârșim în biserică. Asta pentru că noi încercăm să atingem mila lui Dumnezeu. Noi suntem demni de mila lui. Nu înseamnă lucrul acesta o scădere din demnitatea umană, cum încerca bunăoară să ne spună Nietzsche, care încerca și el la rândul lui să înțeleagă acest mister al milei divine, ci înseamnă o conștientizare a actului de nedesăvârșire care ne revendică pe noi oamenii. Adică, în cuvinte simple, pentru că Dumnezeu ne iubește, îi suntem demni de milă. Și mila lui Dumnezeu se deschide în generozitatea lui. Cu cât este un om cu o poziție mai înaltă în societate, cu atât este obligat de cutuma exterioară, lumească, să arate milă. Astfel că Iisus spune în Evanghelia sa că cel care se va mări pe sine, așa se încheie și Evanghelia noastră, cel care se va mări se va micșora, iar cel care se micșorează se va înălța. Deci, iată o răsturnare a unor poli ai valorilor,
care ne arată încă o dată că gândirea dumnezeiască, rațiunea divină, este atât de diferită de modul nostru în care raționăm, de sistemul nostru în care gândim. Profetul Isaia ne avertizează în cartea sa faptul că spune Dumnezeu: gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre, planurile mele nu sunt ca și planurile voastre. Arătând încă o dată faptul că mintea lui Dumnezeu e atât de complexă și că tot ceea ce trăim noi face parte din planul lui Dumnezeu. Mai mult de atât, putem compara această afirmație puternică, această propoziție, cu ceea ce spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu nu vrea moartea, Dumnezeu nu ne vrea răul, ci vrea ca omul să se mântuiască, ca omul să trăiască și să fie viu. Ei, pentru a fi viu, trebuie să aibă această stare a conștiinței de sine extrem de atentă, extrem de agilă, într-o stare, am spune noi, de alertă spirituală, tocmai pentru că referențialul nu suntem noi, ci este Dumnezeu. De aceea vă îndemn, ca metodă, ca aplicație practică, să nu ne luăm atât de mult pe noi în seamă. Nu în sensul de a fi neglijenți cu propria persoană, cum am fi tentat să credem, ci să nu ne luăm pe noi drept exemplu în momentul în care îi judecăm pe oamenii de lângă noi. Pentru că vedem de cele mai multe ori, statutul social nu ne ajută în fața lui Dumnezeu și în fața inimii noastre, cât inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu, spune David, psalmistul în psalmul 50, nu o va urgisi, adică nu o va nimici. Mai mult de atât, Iisus spune: milă voiesc, iar nu jertfă. Vedeți, pe acest fariseu nu l-a ajutat faptul că el împlinea întru totul prescripția legală, atâta timp cât vina lui cea mare era că îl desconsidera pe omul de lângă el. Aceasta este lecția cu care, vedeți, perioada aceasta, repet, psihologizantă, în care intrăm odată cu duminica de astăzi, perioada triodului, ne deschide atenția spirituală pentru a fi atenți față de omul de lângă noi. De ce? Pentru că sfințenia este o realitate. Oamenii astăzi încă pot să se sfințească și este nu numai o realitate, este însăși vocația vieții noastre spirituale. Ori nu știm rugăciunea căruia de lângă noi este mai ascultată. De aceea Dumnezeu și Iisus ne îndeamnă: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. De aceea e foarte important să nu-i desconsiderăm pe oamenii de lângă noi și să încercăm să urmăm ambele variante, atât cea a fariseului, care era un legalist, și faptul că păstra legea era un lucru bun și este un lucru bun, dar care, vedeți, pe ultima sută de metri a acestui efort spiritual pierde contactul cu realitatea spirituală, dar și celălalt exemplu al vameșului, care, deși era un infractor, deși era un interlop, un om cu o moralitate ambiguă, avea puterea necesară să se smerească. Evanghelia nu ne dă un verdict clar, pilda, de fapt, nu ne dă un verdict clar, ci spune doar că vameșul s-a întors acasă mai îndreptățit. Ce înseamnă să fim îndreptățiți? Sigur, e un răspuns care trebuie să ne vină în mintea noastră judecându-ne viața, judecându-ne viața și judecându-ne faptele. În încheiere, vă îndemn ca în această perioadă a triodului să cercetăm biserica mai des, pentru că ne pregătim pentru intrarea în Marele Post, să ne spovedim cu o mai mare atenție asupra conștiinței noastre, să ne cercetăm conștiința cu o mai mare atenție, așa cu lupa, dacă e posibil, cu microscopul, tocmai ca să putem să ne vindecăm de aceste răni. Cărțile bisericești spun de spinii patimilor, adică păcatele care ne robesc sunt asemeni unei burieni care ne înțeapă, sunt niște spini pe sufletul și pe inima noastră, și să ne împărtășim mai des și într-un număr cât mai mare, pentru că aceasta este vocația noastră. Preotul nu este un paznic al potirului, ci este slujitor al potirului. De aceea trebuie să ne cercetăm conștiința, la fel cum au făcut-o cele două personaje ale zilei de astăzi, dar la urmă să venim în fața lui Hristos și să ne împărtășim cu trupul și sângele lui pentru a putea avea sau pentru a ne putea bucura de viața veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.